Ce se poate? Da, domnul, să zici că e păr. Cele a două numere naturale. Unde păr? Gata. Împărțirea două numere naturale. Sub formă zecimală. Sub formă zecimală. Împărțirea două numere naturale. Sub formă zecimă. Ele de la tine cădeau sub unde și numele super mari. Și mie, mi-a luat foarte mare, nu înțeleg. La care? Exact, liceu. Așa erau, cu pagini. Grafic? Da. La care mai grafice? Da. La unile, nu la... Da, nu, de exemplu. Atunci, super mari. Liceu. La punctul 1, recapitulare cunoștințe anterioare. Recapitulare cunoștințe anterioare. Acum cum poate ceva în capitol. Recapitulare cunoștințe anterioare. Ia să ne aducem aminte despre câteva împărțiri și anume împărțiri făcute la numere naturale. Se zice că avem de calculat 137 de împărțit la 4. Cum făceam împărțire? Făceam 13 împărțit la 4 de 3 ori. 3 ori 4, 12, din 13 rămâne 1, pe urmă se cobora 7 și venea 17, și 4 ori 17 împărțit la 4 de 4 ori, 4 ori 4, 16, 4 ori 4, 16, și obținem în final restul 1. Da. De asta ziceam aminte cum se chemau numerele. 137 cum se numea? De împărțit. Deci 137 se chema de împărțit. La, pe numere naturale terminate. 4 cum se chema? Împărțitor. Patru se chema împărțitor. 34 cum se numea? Cât? Și unul cum se chema? Rest. Deci iată elementele din care e format împărțirea. De împărțit, împărțitor, cât și rest. Cele patru elemente, da? De împărțit, împărțitor, cât și rest. O secundă, subliniez, facem frumos. Care era proba? Mai țineți minte? Da. 34 ori 4. 34 ori 4. Plus 1. Dacă face 134. 137. Deci 34 ori 4 plus 1. Și calculăm. 34 ori 4. Putem lua, adică să facem deodată în linie. 4 ori 4, 16. 136. 4 ori 3, 12 cu 1, 13. Vine 136. Plus 1. Adică 137. Da? Asta era împărțirea cu rest făcută până acum. Ceea ce mă interesează acum este să continuăm această împărțire. Și anume, cum facem împărțirile pe numere zecimale. Aceleași numere să zicem că le vreau să le împart. Și zicem punctul 2. Împărțirea a două numere naturale. Împărțirea a două numere naturale.
două numere naturale. Și, bineînțeles, data asta cu număr 10. Deci încă avem de făcut tot așa, 137 împărțit la 4. E, având nevoie de o formă zecimală, prima dată, țin minte că numărul ăsta 137 și el număr zecimal. Cum este 137 număr zecimal? El vine 137,0000 puncte puncte. Da? Deci acolo am o infinitate de 0. Pun, și facem împărțit la 4. Egal. Și tot așa facem. Facem o împărțire cum facem ca la numele natural. Zicem, 13 împărțit la 4. 13 împărțit la 4 de 3 ori. 3 ori 4 face 12. 12 din 13 rămâne 1. 16. Lângă 1 cobor pe 7 și vine 17. 17 împărțit la 4 face 4. 4 ori 4 face 16. 16 din 17 rămâne 1. Până aici e împărțirea care o știm noi, da? Acum ce fac în continuare? Cobor pe 0. Cobor prima cifră după virgulă. Am coborât pe 0 și când am coborât prima cifră după virgulă, pun virgula la rezultat. Deci atenție! Cum ați coborât prima cifră după virgulă, aici trebuie să fie. Cum ați și pus virgula la rezultat? Și continuăm cu împărțirea normală. Da? Deci continuăm cu împărțirea normală. Zicem, 10 împărțit la 4. 10 împărțit la 4 vine de 2 ori. 2 ori 4 face 8. 10 minus 8 face 2. Iarăși pun următorul 0. Am coborât pe următorul 0. Practic la rest, tot pui mereu 0. Da? 20 împărțit la 4, 5. 5 ori 4, 20. 7 rat împărțit. Și răspunsul este 34,25. Asta este răspunsul nostru. Zecimal. Da? Deci, asta e împărțirea cu virgulă. Aici trebuie să fim atenți. Da? La aceste împărțiri cu virgulă. Da? Hai să vedem. Să dăm regula de împărțire. Deci, împărțirea, cum se face împărțirea a două numere, împărțirea zecimală a două numere naturale? Păi se face ca o împărțire normală de numere naturale. Urmând că atunci când coborăm primul 0, prima zecimală după virgulă, să scriem virgula la rezultat. Și hai să scriem această regulă. Și ziceam, regulă. Pentru a împărți. La scrieți populare. Așa, pentru a împărți. Deci pentru a împărți două numere, pentru a împărți zecimal. Pentru a împărți două numere pentru a împărți zecimal. Două numere naturale. Se împart precum numerele naturale, se împart precum numerele naturale, se împart precum numerele naturale, urmând ca la rezultat să punem virgulă, urmând ca la rezultat să punem virgulă, când se coboară
prima zecimală de la de împărțit. Când se coboară, prima zecimală, prima zecimală de la de împărțit. Deci când cobor prima zecimală de la de împărțit, urmează să pun virgula la rezultat. Da? Bun. Ia să vedem câteva exemple. (coughs) 327 de împărțit la 5. Egal. 181 de împărțit la 2. Egal. 143 de împărțit la 3. Egal. 256 împărțit la 18. 256 împărțit la 18. 134 de împărțit la 33. Egal. 134, 143 aici. 143 de împărțit la 33. Yes. Eu rog să-mi fie astăzi la ajutor. Ok. Ia, Farfeca, decupează-ți primul exercițiu. Penultima. Așa. Profesor, știu acolo, la treia perioadă. Aici? Da, și cărbă. Ok. Așa, exact așa și vreau. Așa, vreau să-ți... Trage de el, așa. Așa, așa, așa. Dar mai câte noi exercițiile. Da, măcar. A, păi ia. Vreau să le scriu, măcar. Am înțeles, stai-ți un pic. Hai să le luăm cu noi pe toate. Da. Și luăm pe primul. La primul facem așa. Așa, primul. Nu, nu, nu se șterge. Nu se șterge. Nu, se lecție. De lecție, cred. Nu se pare. Și zice, 327... Împărțit la 5. Nu, nu, aici scrie cu atât. 327, dar pune și virgulă. Virgulă, 0, 0, 0, puncte, puncte. De împărțit la 5. Acolo sunt câți de 0 aveți nevoie, până vă lăsăm, da? Egal cu. Și în locul mare, 3 împărțit la 5. Nu se poate. Nu se poate. Așa luăm pe 32 împărțit la 5. Ar veni undeva pe la 6. Așa. Și 130. Așa. 27 împărțit la 5. 5. 5. Așa. Și aici punem virgulă. Punem, punem scăderea cum trebuie. 27 din 25. A, da, corect. 1, 2. Așa. Cobor pe 0 și acum pui virgulă, da? 20 împărțit la 5. 4. 4. Deci, deci asta care se întâmplă. Gata. Bun. Scrie sus rezultat. 65, virgulă 4. Mai departe, 181 împărțit la 2. Tot așa, punem 181, virgulă 0. Dar asta nu e lecție nouă. Să zicem că e o lecție neînțeleasă. Pentru mine e o lecție nouă, că da, nu m-a făcut. Dar pentru mulți e o lecție neînțeleasă. Sau 181, da. Virgulă... Ce face asta? Ce face tot asta? Era epigrafă, Cristina, de calamos. 181, virgulă...
181.000. Deja se iasă la tablă și eu n-am vrut să o scot. Împărțit la 2. Da, vrei să-mi trec ceva sau? Așa? Dacă vrei să-mi trec, da, asta e la tablă. Dar dacă vrei să ieși la tablă, n-ai nicio șansă. A. Și iese direct. 1. 1 împărțit la 2 de... Am terminat. 0. A. 0 ori 2 vine... 0. Dar aia spate coița aia. Mare și scumpă. Și dă totul și pe 0 și pune în jurul. Și până ai afectat, da. M-a fost să-mi faci, n-are putere. Eu nu le-am avut. Da, da. Nu, am făcut. Acum suntem la... perioadă. Așa, 10 împărțit la 2, ieșim 5, da? Da. Bun, pune rezultatul sus. 90,5. Aiurea e simplă. Aia. Păi, dar cum arată? E un pic mai mult măzgărit. Pe ce am măzgărit Alexia, nu eu. Da, da. Ia să vedem ce-ul ăsta cât ți-a ieșit. Hai. Ce-ul? Da. Am făcut mai pe la 9. Nu e nimic acum, e la de pe toți. A, și trebuie să fac acum, nu? Da, da. Poate să mă fac. C-ul, pe urmă B-ul, 0,2 la 2. Poți să șterg astea ca să fac loc? Așa. Ați copilat cu puțin sau nu? Toată lumea, noi suntem ultimii. A, deci... stai liniștit că... adică pot să șterg. Pot să șterg, da. Ți-am pierdut. Aici aveau 6 pierdute. Știu. Egal cu 4, 2, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, de verzi și mai? Da. Să nu trebuie să-mi faci fișa. Cu nimă, n-aș ce fac. Da, nu știu exact când, dar știu că sunt tânăr. E clar, deci trebuie să faci fișa. Tu nici vreau a dus pe la aia de acum. Lasă pe la aia, eu vorbesc, eu mă dă unde să se acopie. Nu, și la aia, săptămâna asta se dă dacă nu știu. Și tu? După asta trebuie? Da, cred că săptămâna asta, nu mă pare loc. Sau săptămâna viitoare, pentru că noi s-ar putea să fim eu. Ai terminat? Nu, mă bine, s-au ultimat asta. Nu știi, auzi? A, stai să știu să scad un video, nu știu să-mi trebuie. Da, știu să scad. De ce stai la lucru pe la? Păi, am nici pe lucru de capul. Da, dar eu nu știu să scopă deloc. Nu făcusem împărțirea la... Aici acum la urmă. Mai continui, că deja am dat, adică nu mai... Deci dacă... e bine. 4 ori 3 cât este? Aaa, bine. Am trebuit să voi. Dacă nu am făcut și... am luat-o ca pe 12. Pe lângă mai aia și tot atât de ce și uitați în primul așa. Da? Și Alexia, când termini părțile, te duci și îndesc mai aia. Da, și o apucat 10 ani în loc. Da, da! Așa, 12, 23. Aici, de ce nu ai pus gândul 0-0? Să știi că ai 0, da? Să fii atent când cobori, da? Bun, 23 împărțit la 3. 23 împărțit la 3, păi... dar de ce e greu că nu se dă împărțit așa fix? Împărțit. Adică eu de obicei când îs la împărțit... Împărțirea... împărțirea așa că să te gândești cât ori trei apropiat de bursă. Deci trebuie să cuturi de 53-371. Încerc. Poți să zici, da? Așa ți-a zis? Trebuie să încerci tu.
8, 20 împărțit la 6. Are 6? 20 împărțit la 3, tot de 6 ori, 6 ori 3. Cred că o să fie perioadă. Exact, ai uitat foarte bine. Și când e perioadă și se repetă, nu, dar ștergi și lași numai o singură șase. Da? Șterge șase. Așa. Și zicem aici sus răspunsul, 4, 7. 4, 7. În perioadă 6. Așa. 256 împărțit la 18. Continuăm. Deci vine 2 aici, 2 ori 18, 36.
Ce face la Silvana de pe... Păi ăsta face asta, ca salate. Ce face că nu face? De... Asta. Ne destrug cartați. De mulțe. Da, nu cred că merge la mulțe. 4. Da, 4. Păi am știut să iau 0. Și mai pui un 0 la 4. 40. Da. A, da, stai cam. Împărți la 18, bine. 36 de lui. Tot de două. Așa. Și vreau să-mi pot... 36. Aici, cum se face? Aici... Da, da, da. Și aici... Este o cifră. 1096. Și de ce este perioada 3, nu? Ba nu, perioada 4. Aici e perioada 2. Nu, pas 4, pentru că vine... Nu, e perioada 2. 2. 2. Deci am scris bine. 2 ăsta se tot repetă. Eu la ultima am scris bine. La ultima e perioada 3. Vede? Mie mi-a dat perioada 27. Se repetă pe toți. Se repetă aici la final. La rezultat plus 5. La rezultat plus 5. La rezultat plus 5. Păi da, se repetă 3. Și care e corect? Ca să știm. Băi, nu știu. Cât ai ieșit la urmă? Cine se repetă? 27 sau 3? Nu știu. 3. E foarte mai acos. 2. 3, se repeta 110. Exact. Deci nu mai... Doamne, ce este un punct aici la final? Se termina. E ca la lume. Da. Da, da, da. Da, nu. Ce credeai? Dă 3.
3, da. Și mie 9. Tot de 3. Da, așa cred și eu. Da, pus sigur. Dar o să... E bun dacă ar fi așa. Și cum ar trebui să fac asta? Și cum ar trebui să fac asta? E 6, 3, 1, Așa. 10 minus 9, 8. Și ai în primul plan, ai 0. Și lângă 0, pui 1 în față. Și vine 10 minus 9, tot 1. Corect. Stai, că avem 0, 8. Aceeași iese, dă-ți la 3. Este zic, eu știu. Deci egal cu 4. Nu, 4. Uite, uite că ești mai chere. Nu, nu. Stați un pic așa, este un suc ce baza hărtare. Mi se pare bine sau înainte se însera acum mai câteva... Se însera așa mai târziu sau mai așa se rează așa repede. E doar... Bă, nu! E cauza ploii! Haideți, mă stați! Mă stăm! Mă stați, mă stați! Și eu trebuie să mă duc aici, ăsta trebuie să mă duc în față. Ia, fiți atenți. Deci perioada 3. Continuăm. Continuăm colecția? Da. Da. Strească să vină la tablă. Pot eu să ies la tablă? Gata. Punctul 3 a lecției. Da. Împărțiri? Pixul, pix. Împărțiri? Pixul, pix. Cu 10, 100, 1000, 10.000, puncte, puncte, 10 la putere. Da? Ia să vedem împărțirile la 10, 100, 1000 și chiar 10 la putere. Bine. Păi, ia să facem un următor exemplu. Să zicem că avem 237 de împărțit la 10. Cât-ți face acolo? Cât de-a primit? Putea acolo. O să vă spun eu câteați? Imediat. Hai să vedem 237 împărțit la 10. Păi 23, aici 237 punem virgulă 00, da? 23 împărțit la 10 de 2 ori. 2 ori 10, 20. Face 3, coborâm pe 7. 37 împărțit la 10 de 3 ori. 3 ori 10, 30. Din 37 rămâne 7. Și atunci coborâm pe 0. Am pus virgula la rezultat, pentru că am coborât prima cifră după virgulă. Și 70 împărțit la 10, 7. Vedeți ce s-a întâmplat? Se ia virgula din spatele lui 7 și se mută în față cu o cifră. S-a strălat. Deci era 237,0. Da? Era 237 împărțit la 10. Și rezultatul a ieșit 23,7 prin împărțit. Dar practic, ce vreau să vedeți? Că atunci când împart un număr la 10, mare la 10, virgula se mută în față câte cifre de 0? Cu o cifră, da? Deci am 10, am un 0, am mutat în față cu o cifră. Din cauza acelui 0? Din cauza faptului că am un 0. Exact. Deci zicem că regulă pentru a împărți. Pentru a împărți. Un număr care poate fi natural sau zecimal. Natural sau zecimal. La 10 se mută virgula în față, se mută virgula
în față. Cred că acea secundă doar mă mărzicima, că n-am vreo vreo la vreo naturală. Cu orice. Și la vreo naturală avem vreo, dar avem la sfârșit. A, aia care nu se citește. Aia care nu se citește, exact. Și poate vreo naturală, de fapt, mărzicimale. Exact. Sau împărțirile normale cu rest, sunt practic fracțiile decimale. Niște împărțiri neterminate. Pe numere naturale ele se termină la rest, pe numere decimale continuă. Da? Deci în partea a doua. În partea a doua împărțire. Păi, așa. În ce a scris față? În față. 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 Și iată regula de împărțire la 10. Hai să dăm regula de împărțire la 100. Pentru a împărți. Pentru a împărți. Un număr. Natural sau decimal. Natural sau decimal. La 100 se mută virgula în față, se mută virgula în față. Cu două cifre. Cu două cifre. Da? De exemplu. 1037 de împărțit la 100. Virgula unde este, dacă nu e scrisă? Este ce virgula 37? Așa, virgula este la sfârșitul 7. Deci ea nu e scrisă, ea este la sfârșitul 7. Eu am de împărțit la 100, virgula se va duce în față cu două cifre. Iau din spatele lui 7, număr două cifre în față și virgula se duce între 0 și 3. Și a ieșit 10,37. Și iată regula de împărțire la 100. Pentru a împărți un număr, un număr natural, poate să fie sau 10 mai la 100, pur și simplu se duce virgula frumos în față cu două cifre. Adică nu contează ce număr avem de cât de mare e, dacă câte zerouri îi cu atât de mult se mută. Exact. Deci e foarte ușor. Și trebuie să fii atenți. Dar dacă, ia fiți atenți. Dar dacă am așa, 1 de împărțit la 100. Păi adăugăm și 0. Da, adăugăm și 0 în față, foarte simplu. Bine, pun un 0 și încă un 0, da? Ca să am. 1 are virgula la sfârșit. Ei, ăsta nici nu trebuie mai mult să vi-l închipuiți voi. De asta l-am pus așa mai micuț. Și cât iese? Este 0,01. Adică, practic... O sutime. Aceasta este sutime. 1 împărțit la 100. Înseamnă 0,01. A suta parte dintr-un 1. O sutime. Bun. Dar pentru a împărți un număr decimal la 1000? La fel, cântăm 3 cifre. Pentru a împărți? 13. Un număr natural sau decimal. Natural. Sau decimal. La 1000 se mută virgula în față, se mută virgula în față cu 3 cifre. Păi ia fiți atenți. Cum ce de? Am 7 împărțit la 1000. Vine 0,007. Așa, deci pun aici un 0, mai pun un 0, mai pun un 0, virgula la sfârșitul 7 și trebuie să mut în față virgula cu 3 cifre. Și deci a ieșit virgula se ia de spatele lui 7, se numără 3 cifre în față și ea vine practic după 2 de 0, da?
Bine, 0,007. Da? 12 împărțit la 1000. 12 împărțit la 1000. Așteptați. 0,012. Așa. 12 are virgula la sfârșit. Da? Eu trebuie să o mut în față cu 3 cifre. N-am suficiente cifre ca să mut în față, mai îl ajut cu 2 de 0, ca să pot să am 3 cifre cu care să mut în față. Și a ieșit 0,012. Cum apar la 10 la puterea n? Pentru a împărți un număr prin 10 la puterea n. Se mută virgula în față cu n. Păi ce înseamnă 10 la n? 10 la puterea n. 10 la puterea n înseamnă 1, 0, 0, puncte, puncte, 0, adică n de 0. De n ori. Da? Eu ca să împart prin 10 la puterea n, eu trebuie să mă uit câte 0-uri am, am n de 0 și mut în față cu n cifre, da? Și zicem, pentru a împărți un număr natural, pentru a împărți un număr natural sau decimal sau decimal prin 10 la puterea n, se mută virgula în față, se mută virgula în față cu n cifre. Se mută virgula în față cu n cifre. Da? Da. Vedeți? Ia, câteva exerciții rapide. Asta sunt alte de la de copilă. Scripla ce e sus, numai că schimbi niște chestii. Vreau câteva exerciții de calcul mental. Deci le faceți mental. Asta sunt foarte ușoare. Eu nu am zis că sunt grele, dragi. Eu dacă ești atent, totul îți iese din prima, fără să... La fix a schimbat. Ia fiți atent. Deci îmi dați rezultatele direct, da? Ok. 73 împărțit la 10. Egal. Nu știu, scrieți acolo. Unul singur, dacă greșește, mai dăm 10 bucăți. 141 împărțit cu 10 la puterea 4. Să scriu mâțele astea cu 10 la putere. Deci cu câte cifre voți în față? Cu 4 cifre. Exact. Stați, și vine să se intra pe bevorul 0,0141? Da. A. Adică iei virgula care e la sfârșit, da? Și pui numere 4 cifre în față. Ai, cum ai face cu 10.000? Așa, zicem. Da. Exact. De ce adică virgula acolo? E cum ai face cu 10.000? Nu. 10 la 4, adică 4 cifre în față. De ce a spus? Păi dacă din acolo, mutăm una, două, trei, și mai trebuie încă una. Mai este un 0, 4, 5, 10. Nu înțelegem de ce e virgula aia. E, adică virgula... 1000, era 141. 141 are și el virgula nescrisă. La sfârșit. Nu trebuia 0,141? Păi nu. Păi da, eu vreau 4 cifre. Păi avem acolo virgulă. Păi eu vreau decât 3. Păi de ce mai punem două cifre? Păi, aici mai mutăm una, două, trei, încă un 0,4 și încă un 0 ca să ai la 0,4 întreag. Deci ai nevoie de 2 de 0 ca să creezi 4 cifre, să ai cum să vezi. Da? 120, 132 împărțit la 10 la 6. Uite, vă dau și 10 mare. 147,35 împărțit la 10 la 7. 147.
147,35 împărțit la 10 la 7. Și asta cum o faci? E? Cum o faci? E foarte... Mulți virgula cu 7 cifre în față. Da, deci o să-ți dea la 0 ori la greu. Exact, o să-ți pui la 0 ori în față. Adică vine... Vii cu 7 cifre în față. De fapt scaz. Da. Scaz 3. Unu virgulă 35 împărțiți la 10 la 3. I-a dat la 10. Hai să vedem ce vă iese. Eu aproape am terminat. Da, eu am dat la... Da. Sper, corect, nu știu la 10 de lămurit. S-a auzit, mă ales? La A. La A. 7,3. 7,3. La B mai zici o dată? 0,0141. Așa, la ce? 0,000132. Așa, la D? 0, iată, numărul cu 3. Și verifici. 1,2,3,4. 4,3,0. 1,4,7,3,5. Nu, de unde ești? 7 cifre. Și euul fac cum ai. Deci, de aici aveți 7, de la poziția la care este, pui 7 cifre în față. Câte la E este și 5 astea? La E? Vedem. 0,0... Deci, trebuie 7 cifre, le-ai mutat bine. Da. Ai nevoie de un 0, tu vii la, dacă muți așa, ai numai 3. Da. Mai pui încă 4 de 0. A, deci practic 35 nu-l băgăm în seamă. Da, nu, ăla e pus acolo. Aia am crezut că trebuie să pui doar acolo. Nu, ăla nu le pui. Alea sunt ca să deruteze. Deci virgula e de la 7 și o muți în față. Da? Deci de unde este? Nu de la 5 nume, de la 7. O să zic eu că dă eu. Da, zi-mi, zi-mi. Am zis. 0,00135. 0,00135. Da. Foarte bine. O, fiți atenți, tot mintea vrea. Vreau împărțit din tare. Facem 10, 100. Vă închipuiți. 2 împărțit la 4. Facem 1,2 împărțit la... Aaa, astea sunt grele, de ce? Mai nu sunt grele. 0,2. Vreau împărțirea să-ți o închipui și să... Cât? Da, 0,2. Nu, 0,5. Adică fără să mai cobor... Fără, închipuie din tare. Dar stai cum să faci asta. Tot așa. Dar nu pot. 0,25. 0,5. 2 este ca 2,00 împărțit la 4, nu? Da. Deci așa e... Ei, asta trebuie să o închipui. 2 împărțit la 4 de 0. 0 ori 4 face 0. Din 2 rămâne 2. Cobor pe 0. 20, ai pus virgula. 20 împărțit la 4, 5. 5. Și trebuie să le facem din tar. Din tar, da. Da. Poți. E posibil. Poți, poți, poți. Am știut eu. Ce de vreme poți să calculezi cât mare e pământul? Sau poți să... Poți? Minta. Dar ne dați de ele simpli, da? Ma, nu vă dau grele. Și ca ora. Cum ar fi? Cam cu jumătate. 0,0015. Ați fi malefic. Semnul întrebării. Hai. Semnul întrebării. 2 împărțit la... 3. La 1. Da. La 0,5. 1 împărțit la 4. Stai că nu blogi. Știu, o să spun? Poți să scrii. Am scris. 1 împărțit la 4. A, dar stai că deci eu nu reușesc că eu împărțit. Dacă nu ți-ai mintat, scrie separat. A, mai că... Nu, dar eu vreau să încerci mintat. Eu mi-am mintat așa. Împărțirea care o faci aici, încearcă să scrii. Eu, ies. Toate chestii să încerci. 3 împărțit la 6. Liniște. 2 împărțit la 5. 2 împărțit la 8. O să le zic eu, 3 împărțit la 5.
3 împărțit la 2. Nu 7 împărțit la 2. Atât? 7 împărțit la 5. Hai să vedem. S-a spus să zic că... De fapt, nu le-am terminat astăzi. Alternați. Just la F. La care ai ajuns? Eu nici măcar la D. Nu poți să fără pe față. Bun, în părți la față. Just la D. Dacă vezi că nu înțelegi. Dar încearcă să forțezi un pic calculul. Nu. Încearcă. La care ai ajuns? La D. La O. A, ai ajuns bine. Eu știu că stați-le. Da, și tot acolo. Păi hai să ne tipui mare astea. 2 împărțit la 8, da? Păi 2, 8 în 2 de 0 ori. Scrie 0, o să ai 0. 0. Da, aici am spus. 2, 0 de câte ori să-i pun? De 2 ori. Așa. 16. Păi 2 acolo. 2. 8 ori deștept face 96. Așa. 1 în 4 se poate și de 0 ori. Păi nu, am 4 ori, am 1 în 4. 1 împărțit la 4, de 0 ori. A, 1 împărțit la 4, da. 0 ori 4 face 0. Din nou rămâne 1, da? Lângă 1 pui un 0 de la rest, da? Și vine 10 împărțit la 4. 2. Și ai pus virgulă. 2. 2 ori 4, 8. Din 10 rămâi cu? 2. 2. Și mai cu un 0. 20. 20 împărțit la 4. 5. 5. 5 ori 4, 20. Deci hai să încep, uite. 1 împărțit la 4, uite cum vreau. 1 împărțit la 4. Bine. Am zis de 0 ori, da? Da. 0 ori 4, 0. Din 1 rămâne 1. Lângă 1 pun 0. 10 împărțit la 4. 10 împărțit la 4 de 2 ori. 2 ori 4, 8. Din 10 rămâne 2. 2. 20 împărțit la 4. 5. 3 împărțit la 6. Dinozaur. 0,5. 0, 0, 6, bine, 0. 0, 6, 0. Din 3 rămâne 3. 30 împărțit la 6, 5. 5 ori 6, 30. Deci se țin chipul. Da? 2 împărțit la 5. Ia aceea. 5 împărțit la 2 de 0. Nu, 2 împărțit la 5. 2 împărțit la 5 de 0 ori. 0 ori 5 vine 0. 0. Din 2 rămâne 2. Lângă 2 pun 0. 20 împărțit la 5. 5, 4. 4 ori 5, 20. S-a terminat. 2 împărțit la 8. Hai că am ajuns la 2 împărțit la 8. Alexe, ajută-te. 2 împărțit la 8 de 0. 0 ori 8 face 0. 0 din 2 rămâne 2. 2 cu 0. 20, da? Așa, vine 16. De 2 ori. 2 ori 8 16 din 20 rămâne cu 4 cu 0, 40 și după mine ia mai multe calitate de gândire 5 vine 40 și poți să zic și eu 0,6. Ia altă modalitate de gândire. Ia zi. De exemplu, mă gândesc că la împărțirea care se împarte 1 la un număr, mă gândesc că împart, nu știu, 100 la acel număr și cât îmi iese, pun 0 în față și bine. N-am înțeles. Da, vrea să zic că ai 1 împărțit la 4. Da. Nu faci 1 împărțit la 4, faci 100 împărțit la 4, 25. Da. Și pentru că a pus 0. 2 0 ori, bagă și 2 cifre în față, 0, da. 25. Da. Eu vreau să zic ultima, vreau să 3 împărțit la 2. Hai să ajutați-mă. 3 împărțit la 2. 0. Nu, 3 împărțit la 2 chiar merge. Merge o dată. O dată. 1 ori 2 vine
0. 1, 2. La 1, 2, 2, 1, scuze. 2, da? 3 minus 2, 1. Lângă 1 pui 0 și micul 10 împărțit la 2. 5. Și ai pus virgulă, că ai pus acolo și ai zis 1,5. Bun. 7 împărțit la 2. Tu ce faci? 7, 2. De ce trebuie să fac pe cine? 3 ori. De 3 ori. Și vine așa. 3 ori 2. 6. Din 7 rămâne 1. Lângă 1 pui 0. 10 împărțit la 2. 5. Așa, și a ieșit cu virgulă 5. 7 împărțit la 5, ajută. De 10. 7 împărțit la 5. Păi 5 și 7 nu se cuprinde. Va merge deodată. 1 ori 5. Odată rămâne 2. Da, 1 ori 5, 5 rămâne 2. Și 4. 1,4. 1,4. Alea de HD. Ia.